bătrânii, după obicei, să nu uit de frica păsării tăiate și ascult prin ușa încuiată cum se tăvălește și se zbate. Strâng zăvorul și șubrezit de vreme ca să uit ce-am auzit, să scap de această zbatere în care trupul mai aleargă după cap. Și tresar când ochii, împietrind de groază, îi se întorc pe dos ca să albească și părând că zboabe de porumb, alte păsări vin să-i ciugulească. Iau pe mână capul cu cealaltă restul și le schimb când mi se pare greu, până nu sunt moarte, să mai stea legate, cel puțin așa, prin trupul meu. Însă capul moare mai devreme, ca și cum n-a fost tăiată bine și să nu se zbată trupul singur, stau să treacă moartea în el prin mine. Bună ziua și la mulți ani, dragi prieteni, în prima emisiune a anului 2021, emisiunea De ce citim continuă așadar. Ne bucurăm că vă putem fi alături și ne bucurăm de asemenea că și dumneavoastră ne sunteți alături. Din adâncul inimii vă doresc să aveți un an cât mai bun, în care problemele să stea departe de dumneavoastră și în care să aveți foarte, foarte multe bucurii. Pornim așadar cu credință în nou an, cu încredere că el va fi unul bun, cu speranță și cu sentimentul că literatura va face parte din viața dumneavoastră și în acest an, așa cum și anul trecut a făcut. Îi spun la mulți ani și bun venit lui Daniel Cristea Enache, pe care mă bucur să-l am în studio alături și să realizăm împreună o nouă emisiune despre Ileana Mălăncioiu. Este partea a doua, pentru că partea a întâi am făcut-o undeva înainte de Crăciun. La mulți ani, Daniel, și bun venit! Bine te-am regăsit, Flaviu, un gând bun pentru echipa de la DC News și la mulți ani tuturor celor care ne privesc și sperăm să ne privească de-a lungul întregului an 2021, așa cum au făcut-o și în 2020. Daniel, cu ce gânduri pornești la drum în acest an 2021? Ce speranțe ai? Există niște, după cum știm, există niște praguri simbolice și psihologice. În folclorul studențesc e consacrată formula de luni mă apuc de învățat sau de luni mă apuc de citit. Ne alegem așa o zi, un prag dincolo de care avem proiecte foarte ferme în legătură cu care simțim că de data aceasta le vom materializa. Așa e un prag convențional și între 2020 și 2021 de Revelion. De fiecare dată la începutul unui nou an ne facem foarte multe proiecte, planuri. Și apoi, cum spuneam data trecută, realitatea sau divinitatea vin și ne arată cât de mărunte sunt planurile noastre și cât de puțină siguranță, cât de puțină certitudine avem în legătură, de fapt, cu materializarea lor. Noi ne facem planuri și proiecte frumoase și apoi realitatea vine și ne dezminte. Deci propun să nu ne mai facem atât de multe proiecte, ci chiar să facem fiecare dintre noi să facă ceea ce știe să facă mai bine și asta nu de luni, nu de la anul, ci chiar din prezentul și din cotidianul fiecăruia. Din ce ți-ai propus la sfârșitul anului 2019, în linii mari, ce s-a întâmplat așa în 2020 sau... Da, din ceea ce mi-am propus atunci am realizat mai mult decât îmi propusese. Asta înseamnă că îți evaluezi foarte bine obiectivele și nu pui obiective nerealiste și atunci desigur că ele... Da, de pildă nu mă gândeam că o să avem o emisiune împreună la DC News și iată că în 2020, deși nu mă gândisem la așa ceva, avem o emisiune la DC News. Da, și eu m-am bucurat și sper să o putem continua. Mulțumim conducerii site-ului și DC News TV pentru că, iată, sunt foarte mulți prieteni care ne urmăresc, ne așteaptă de la noi noutăți. Apropo de asta, vreau să spun celor care ne privesc că Daniel Cristea Enache a răspuns pe parcursul anului 2020
la aproximativ 600 de întrebări despre literatură, despre diverse problematici literare. Deci, Daniel, la peste 600 de întrebări, să sperăm că în 2021 vom dubla. Asta e uimitor, fiindcă înseamnă că Flaviu George Predescu a pus 600 de întrebări. Da, n-a fost ușor. Am avut emoții. Noi am făcut o emisiune pilot, așa aș spune, în anul 2019 și la un moment dat, cred că prin iarnă, și la un moment dat, Daniel, tu ai venit cu ideea de a face o emisiune constant, săptămână de săptămână, iar buna mea prietenă Loredana Nanu, care lucrează la DC News, a zis: dacă vreți să faceți un astfel de proiect, atunci va trebui să vă țineți de el. Și am zis: nicio grijă, la cum îl știu pe Daniel și cum mă știam și pe mine, cred că ne putem ține de un proiect săptămânal. Cum ți s-au părut emisiunile de anul trecut și faptul că a trebuit să le realizăm săptămână de săptămână? Cel mai important este cum li s-au părut aceste emisiuni spectatorilor, fiindcă de multe ori, din păcate, scritorii sau criticii literari din România au sentimentul că ei sunt niște depozitari ai adevărului literar și estetic. Ei încorporează în cel mai înalt grad o valoare pe care ei o consideră absolută și sunt de multe ori neatenți, opaci sau chiar indiferenți la receptarea publică a operei lor. Mai mult, dacă un autor are vânzări, dacă un autor român are succes de public, el devine oarecum suspect celorlalți autori, care consideră că el a făcut anumite compromisuri comerciale pentru vânzările mai consistente ale operei lui. Deci, în România, parcă e mai bine să nu ai succes de public decât să ai, fiindcă dacă ai, intri pe lista suspecților de serviciu. Cred că această mentalitate trebuie puțin reformată, trebuie schimbată și cred că dacă avem luciditate critică și autocritică, trebuie să ne gândim mai mult la public și la cititori și la telespectatori și la ascultătorii emisiunilor de radio decât la noi înșine. Deci cei care apar în asemenea emisiuni trebuie să se gândească mai mult la cei care îi urmăresc și nu la ei înșiși. Să vorbească pe înțelesul unui public mai larg, să nu folosească un jargon foarte complicat, să vorbească despre subiecte relevante din punct de vedere cultural, despre autori importanți despre care lumea a auzit măcar pe băncile școlii. Practic, acest, să spunem, program lucid acoperă perfect proiectul emisiunii noastre. Noi exact asta am făcut. Am vorbit despre autori importanți într-un stil accesibil și încercând să provocăm interesul constant al celor care ne-au urmărit. Daniel, înainte de a intra în emisiune, că aceste pase pe care le facem noi de idei sunt foarte binevenite și ajută la încălzirea atmosferei, ca la un meci de fotbal, suntem acum la încălzire. Ai avut o scriere pe Facebook, ai făcut un calcul legat de cât ar trebui să scrie și să câștige un autor ca să poată trăi din scris. Poți detalia pentru cei care ne privesc, pentru că a fost foarte interesant ce greu, ce vremuri trăim față de dinainte de 89 din acest punct de vedere, când e aproape imposibil să trăiești din scris. Da, nu mai țin minte exact cifra finală, dar calculul este destul de simplu și poate să-l facă oricine. Având în vedere că un autor primește între 8% și 10% drepturi pentru o carte a lui din partea editorului, și dacă, de pildă, luăm ca preț al unui exemplar, să spunem, 50 de lei, astfel încât să fie niște beneficii mai mari pentru autor. Una este să vinzi o carte cu 50 de lei, alta e să vinzi o carte cu 20 de lei. Deci câștigurile unui autor sunt mai mari atunci când e vorba de o carte de 50 de lei, o carte mai groasă, mai tipărită, mai elegant și așa mai departe. Și atunci,
am considerat că un salariu decent în România ar fi de echivalentul a 1000 de euro, să spunem. Și pentru ca un autor român să aibă un salariu de 1000 de euro în fiecare lună, timp de un an de zile, am ajuns la concluzia că el trebuie să vândă din fiecare carte, într-un an, peste 12.000 de exemplare. Ceea ce este aproape imposibil. Și dacă un autor reușește asta, el nu trebuie să figureze ca o excepție. Cam toți autorii profesioniști ar trebui să vândă într-o asemenea măsură, astfel încât să nu trăiască unul singur din scris în România, să trăiască 10, 100, 1000 de autori profesioniști în România, să poată să trăiască din scris. Faptul că majoritatea autorilor noștri vând sub 5.000 de exemplare, sub 3.000 de exemplare, poeții bieții de ei vând sub 1.000 de exemplare sau chiar sub 500 de exemplare, ne arată că, pe de o parte, nu există o piață culturală autentică în România. Din vânzarea cărților, autorii români nu pot trăi în literatura română, ceea ce inevitabil îi îndreaptă către alte profesiuni, îi îndreaptă către alte meserii din care ei să poată să-și câștige traiul zilnic, ei și familiile lor. Deci ei nu se pot ocupa numai de scris, de scrisul cărților lor, ei trebuie să fie și profesori, trebuie să fie jurnaliști, trebuie să fie diplomați, trebuie să aibă diferite meserii care de fapt nu au legătură cu vocația lor de scriitori. E bine că ai făcut aceste precizări, pentru că cei care ne privesc, deși publicul nostru este un public destul de avizat, dar în general lumea tinde să creadă că dacă te ocupi de scris, gata, nu mai ai nicio grijă și asta faci, stai și scrii toată ziua. Nu, de multe ori, și asta o poți confirma și tu, o pot confirma și eu, trebuie să faci o serie de alte activități ca să poți trăi. Pe mine mă întrebau la un moment dat, lucram în administrația publică, am timp să scriu? Da, seara când ajung acasă. La un moment dat, când lucram, nu știu, să zicem, la o bibliotecă, m-ai prins, dar tot așa și acolo, o serie de activități care îți ocupă timpul în care stai la serviciu cu ceea ce ai de făcut și abia după aceea, chiar dacă sună așa generic, lucrez la bibliotecă, scriu. Sunt foarte puține momentele în care reușești să prinzi timp ca să și scrii ceva în particular. Tu de asemenea, la Uniunea Scriitorilor te duci, dar te ocupi de problemele Uniunii, nu stai și scrii la o carte de-a ta. Și atunci... Evident. Și la fel la facultate și da. În orice domeniu, dacă ai o meserie în domeniul respectiv, tu trebuie să o faci. Nimeni nu spune, știi, stai tu acasă și scrie un capitol din istoria literaturii române, că îți facem noi treaba. Îți ținem noi cursurile, îți facem noi proiectele. Nimeni nu spune asta. Și dacă ar spune asta, ar fi o dovadă de neseriozitate. Ar însemna că tu de fapt mimezi că ești profesor sau mimezi că lucrezi la Uniunea Scriitorilor sau mimezi că lucrezi la bibliotecă, ceea ce nu este adevărat. Munca și la bibliotecă și la Uniune și la facultate este o muncă în sine însăși foarte dificilă și care nu permite pauze din acestea de respirație în care să te apuci să scrii o scenă de roman în cazul tău sau să chiar să dea mie posibilitatea să citesc un capitol de roman pentru ca apoi să scriu despre el. Deci fiecare profesiune are propriul ei câmp de activitate și autorii români, practic, pentru că nu pot trăi din vânzări, aceasta este concluzia, ei trebuie să treacă dintr-un câmp profesional și al activității, dintr-unul în altul și să încerce să facă performanță în mai multe domenii decât într-unul singur. Ca o amintire mai semi-amuzantă, la unul din fostele locuri de muncă am prins așa un răgaz și m-am apucat să scriu la un roman la care scriam și la un moment dat scriam și trebuia să descriu un gest. Și ca să-l pot descrie, trebuia să-l tot reproduc. Era cineva, făcea cu mâna așa, ca și cum nu-l interesează. Și
m-am apucat să fac și iarăși mă gândeam ce să folosesc, cu ce seamănă, ca să poată înțelege cititorul gestul, să-l vizualizeze în momentul când citește, că era decisiv în narațiunea respectivă. Și tot repetând eu gestul așa cu mâna, m-am trezit că o colegă care era ceva mai încolo mă urmărea uimită că nu înțelegea ce fac și de ce la câteva secunde tot fac așa din mână. Și scriam, apropo de, poți să riști să fii privit, da, asta sub formă amuzantă, desigur. Că da, și mai trebuie adăugat sau întărit faptul că experiența într-un domeniu nu te ajută aproape deloc într-un alt domeniu, fiindcă de aceea sunt și domenii diferite, ca să presupună experiențe diferite. De pildă, faptul că noi stăm de vorbă aici o oră la o televiziune pe internet nu mă ajută pe mine niciun fel să îmi țin rubrica de la Radio Trinitas, care durează numai 5 minute, care este pe radio și care este complet diferită de formatul de televiziune. Acolo trebuie să concentrez, să condensez, să fiu extrem de spontan și mă pregătesc pentru acele 5 minute o dată pe săptămână. Mă pregătesc, aș spune, ore întregi, pentru că este foarte greu să fii direct 5 minute la radio și mai ales la un post de audiența Radio Trinitas. La fel, faptul că eu am 5 minute la Radio Trinitas duminica nu mă ajută deloc când a scrie o cronică pentru România Literară. Sunt lucruri complet diferite, acolo sunt eu cu cartea și cu pagina. Acum nu mai scriu pe hârtie, scriu direct la laptop de ani buni. Sunt eu și cu cartea și cu argumentele mele pe marginea cărții în fața unui public care este un alt public, publicul revistei literare, este un alt public decât publicul DC News și este un alt public decât publicul Trinitas. Deci iată cum, din câteva exemple simple, eu trebuie în trei locuri diferite să încerc să fac lucrurile bine și să mă adaptez la logica specifică fiecărui câmp profesional. Ți s-a întâmplat, și promit că începem să vorbim despre Ileana Mălăncioiu, ți s-a întâmplat să te autocenzurezi, mă refer la radio mai mult acum, să zici, uite, asta ar fi trebuit spus, deci din rațiunea asta, precizez, e ceva ce ar trebui spus, dar totuși nu spun pentru că e un radio cu o anumită audiență și poate să supără, te miri cine. Nu, niciodată nu m-am autocenzurat, fiindcă e important ce gândește un intelectual și este important ca el să exprime ceea ce gândește, să nu își pună în față niște cortine sau niște măști în dărătul cărora să existe niște convingeri de profunzime, dar pe din afară, vorba aceea, înăuntru e, cum e, afară e vopsigardul și înăuntru leopardul. Da. Și totdeauna mi-au displăcut cei care au dublu sau triplu discurs, cei care spun una în privat și gândesc una în privat și cei care spun altceva în public. Un intelectual trebuie să fie egal cu el însuși și să aibă puterea de a exprima ceea ce gândește. Sau dacă îi se pare că nu e ok ceea ce gândește, atunci să nu mai gândească în felul respectiv. Da. Deci între a gândi și a spune ceea ce gândești trebuie să fie o identitate. Și în felul acesta eu n-ar trebui să mă autocenzurez vreodată, dar firește că te adaptezi la specificul publicului respectiv. Într-un fel vorbești cu un public format din elevi de clasa 7-a, în alt fel vorbești cu publicul Radio Trinitas, care presupune anumită maturitate, este un public preponderent feminin, public preponderent de oameni credincioși, într-un alt fel vorbești cu un public preponderent de oameni credincioși decât cu niște elevi de clasa a 6-a sau a 7-a care poate nici nu și-au pus vreodată problema dacă cred sau nu cred, fiindcă de obicei aceste probleme de conștiință apar la o vârstă mai înaintată. Da, mi-aduc aminte și când am fost împreună la liceul Mihai Viteazu. Daniel, ai captat audiența, a fost liceul pe care l-a absolvit și tatăl tău, au fost 600 de elevi, extraordinară atmosferă
Și ții minte că și atunci ai vorbit despre Ileana Mălăncioiu și chiar le-ai spus despre sora Ilenei Mălăncioiu și despre povestea volumului Sora mea de dincolo, din câte mi-aduc aminte. Da, la asemenea acțiuni, tocmai ca să fim lucizi până la capă și să spunem lucrurile așa cum sunt, să nu le înfrumusețăm, să nu le cosmetizăm, la majoritatea acțiunilor la care am fost cu elevi, Flaviu, elevii erau, cum se spunea pe vremuri, aduși cu arcanul. Da, elevii erau aduși cu forța, între ghilimele, în sensul că ei erau chemați de profesorii lor, pe care nu-i puteau refuza. Ei nu veneau elevii din proprie inițiativă, decât poate unii dintre ei, la asemenea acțiuni, la asemenea evenimente. Ei veneau pentru că li se spusese să vină. Și eu, dacă eram în liceu și ne spunea profesorul de română să participăm la o întâlnire, evident că mergeam. Nu puteam să refuz și să spun, știți, eu de fapt nu vreau să vin la întâlnirea aceea. Rugămintea era ordin, nu? Da. Deci eu știu foarte bine că elevii și cei de la Mihai Viteazu de atunci și de la alte licee sau colegii la care am fost, eu știu foarte bine că ei nu au venit din proprie inițiativă. Da, da. Aici dăm voie să trădez un pic din ce s-a întâmplat în acea întâlnire a noastră cu elevii. Deci pe lângă că le-ai vorbit despre o grămadă de lucruri interesante pe care sunt sigur că le vor folosi, că le-ai spus esență de literatură, la un moment dat, dragi prieteni și dragă Daniel, tu știi că vorba aia tu ai spus, dacă ar fi putut să fie vreo mică forfotă, dar n-a fost, povestește, zice Daniel, și Geo Bogza umbla cu un prezervativ legat la gât pe Calea Victoriei, un avangardist. Nu se mai auzea, era liniște totală, se auzea musca de fapt și elevii erau foarte, foarte atenți să vadă ce se întâmplă și așa le-a rămas extraordinar în minte exemplul acesta, un avangardist care după aceea a ajuns să depună flori la statuia lui Eminescu de la Ateneu, că țin minte ce ai zis. Da, ai fost un elev atent. Voiam să spun că ei venind nu din proprie inițiativă, ci venind din rugămintea sau ordinul, între ghilimele, al profesorilor lor, pentru că profesorii sunt importanți în ecuația asta, ei vor sta acolo o oră, uneori două ore, uneori mai multe ore când sunt mai mulți conferențiari și în mod sigur ei se vor plictisi, pentru că este firesc să te plictisești ascultând un discurs de o oră. Este, așa cum a spus Arghezi și cum repet de multe ori, atenția nu poate depăși intervalul de 20 de minute legate. Nimeni nu poate să fie atent și să-i placă mai mult de 20 de minute legate de discurs. Deci cine ține un discurs peste 20 de minute, orice ar spune, oricât de extraordinar vorbitor ar fi, își pierde ascultătorii. Și atunci trebuie să spargi monotonia intrinsecă discursului, trebuie să angajezi un dialog cu sala, trebuie să aștepți întrebări, trebuie să faci glume, trebuie să intri chiar în mica lor forfătă, să o înțelegi că ea nu este ceva care, nu este un semn de neprețuire a celui care vorbește, ci este un element psihologic firesc care se degajă într-o psihologie colectivă. Da, este un corpus. Când sunt 600 de oameni la un loc și de clasa 9 sau a 10-a, este foarte firesc să, din această psihologie colectivă, să apară la un moment dat o anumită reținere în fața unui discurs prea lung. Și atunci trebuie să te adaptezi la acest format, așa cum te adaptezi la formatul de 3 sau 5 minute la Radio Trinitas, trebuie să te adaptezi și la formatul în care ai în față 600 de elevi aduși cu arcanul și tu trebuie să-i faci să nu se plictisească într-o asemenea măsură încât să nu mai vrea altă dată să mai fie în fața ta. Și acesta a fost efortul meu la Mihai Viteazu și faptul că i-au rămas până la sfârșit și că au părut mulțumiți de discurs, îmi arată că am reușit. Dacă aș fi văzut în față figuri plictisite, ochi băgați în telefoanele mobile și coate de la unii la ceilalți, mi-aș fi dat seama că n-am reușit. Da, nu știu dacă mai au voie cu telefoanele mobile, că mi se pare că e interzis să mai vină. Nu mai țin minte, dar oricum. Oricum a fost o întâlnire foarte plăcută.
Acum, Daniel, începem să vorbim despre Ileana Mălăncioiu și am vorbit și data trecută și chiar au mai rămas lucruri nespuse. Am amintit atunci că domnul Nicolae Manolescu o consideră și scrie asta chiar în istoria, nu ne-a spus nouă la birou așa, a scris-o în istoria critică a literaturii române, că e una dintre cele mai puternice personalități din literatura română. Eu am spus atunci contemporană și bine ai făcut că m-ai corectat, pentru că așa eram și reverificat acasă și a spus din istoria literaturii române. Crezi că poezia Ilenei Mălăncioiu ar fi fost mesajul ei, adică nu mesajul, ritmul și puterea ei ar fi fost la fel percepute dacă, de exemplu, n-ar fi fost cu rimă? Mă gândeam la întrebarea asta și ca om care am scris câteva poezii în viață și sub aspectul ăsta. Iar fi fost la fel de puternică poezia fără rimă? E foarte interesantă observația ta și, într-adevăr, este o marca ei specifică faptul că folosește rima. Deci că folosește o prozodie, în poezie, o prozodie tradițională. Asta imprimă o anumită curgere fiecărei poezii, imprimă un ceea ce se numește o componentă mnemotehnică, adică ții mai ușor minte o poezie cu rimă decât una fără rimă. Refrenul devine foarte important. Și poemul are o structură clară, poemul este structurat. Multe poezii fără rimă, deși sunt foarte subtile, îți dau o impresie de digresiune, de uneori de lăbărțare. Pare că poemul curge așa oarecum aleator și că el nu se încheagă într-o structură. Deci, pe lângă structura simbolică și structura de sens a poemului, avem și o structură formală, avem o structură prozodică. De aceea se și folosește rima. Și de aceea mari poeți precum Eminescu sau Arghezi sau Nichita Stănescu, dăm din epoci diferite, au făcut performanțe extraordinare în acest format al poeziei cu rimă. Și Ileana Mălăncioiu intră pe acest culoar. Și ea nu este modernă și modernistă prin vers liber sau printr-un format în acesta destructurat al textului, ci ea are, din potrivă, o forță tradițională și tradiționalistă în acest marcaj prin rimă. Și asta contribuie și la valoarea poeziei ei, rima, contribuie și la această senzație de forță bine stăpânită a poemului. Și aș mai da un exemplu de mare poet din generația 60, care folosește rima într-un mod absolut strălucitor, și anume Leonid Dimov. Dacă lui Leonid Dimov îi scoți rima din poezie, vei fi foarte dezamăgit, pentru că el își construiește poezia, își construiește poemele, inclusiv pe cele ample, pe baza rimei, care este foarte inventivă, este ludică, este așa sărbătorească, feerică și îți dă, până la urmă, cheia poeziei, rima lui Dimov. La Mălăncioiu nu, rima nu este chiar atât de importantă, nu ți oferă și cheia poeziei, dar îți oferă, cum spuneam, o structură foarte clară sub raport formal și prozodic. Și ca să împletim și latura biografică, data trecută am mai sărit pentru că și timpul ne presa. Vreau să te întreb despre prieteniile ei literare. Dacă ne-ai spus data trecută despre Virgil Mazilescu, a fost o bună prietenie între ei, și Gabriela Melinescu, Ana Blandian, cum s-a înțeles cu alte poete, cu... Între ea și Ana Blandiana și Angela Marinescu există mai degrabă o concurență. Nu, dar mă refer și la Gabriela Melinescu. Da. Ah, zici de... Da, între ea, Ana Blandiana și Angela Marinescu, da, există o anumită concurență, dar cu Gabriela Melinescu a fost și este foarte bună prietenă. Și este o scenă foarte simpatică. O povestește în cartea Recursul la memorie, pe care a adus-o aici. În care relatează Ileana Mălăncioiu cum Nichita Stănescu la un moment dat a început să-i facă ei, Ilenei Mălăncioiu, curte.
Nichita Stănescu fiind un cuceritor de profesie și oarecum într-un spirit de gratuitate, adică el îi plăcea să cucerească, dar nu să-și consume cuceririle. Așa cum se întâmpla cu Marin Preda, care de fiecare dată când se îndrăgostea, divorța și se căsătorea cu cea de care se îndrăgostise și a ajuns la vreo 4 asemenea mariaje. Și Nichita Stănescu, deci, se aprinsese pentru Ileana Mălâncioiu și Ileana Mălâncioiu i-a spus: Nichita, lasă astea, mai bine decât să fim noi doi prieteni, mai bine făm cunoștință cu Gabriela Melinescu. Gabriela Melinescu fiind, da, să zic așa, iubita antitră a lui Nichita Stănescu. Și Nichita a fost foarte încântat de această variantă. Le-a făcut cunoștință și ele două au devenit foarte bune prietene, încă de când cu toții erau încă tineri. Și această prietenie a Ilenei Mălâncioiu cu Gabriela Melinescu durează până în prezent. S-au citit una pe alta, s-au apreciat, au scris una despre alta. Gabriela Melinescu în Suedia s-a măritat cu un foarte cunoscut editor din Suedia și în această calitate a ajutat pe mai mulți poeți români să fie traduși în suedeză, inclusiv pe Ileana Mălâncioiu. Deci o prietenie care a depășit mai multe decenii, este o prietenie frumoasă între două poete importante. Și vă prezint, dragi prieteni, această carte, Recurs la memorie, Convorbiri cu Daniel Cristea Enache, Ileana Mălâncioiu. Cum au fost convorbirile, Daniel? Cum au decurs în drumul spre realizarea acestei cărți? Cum ai simțit-o pe doamna Mălâncioiu? A fost a doua carte a mea, după cea de debut, și se spune că a doua carte a unui autor este cea mai dificilă. Că la prima lumea te ia sub beneficiu de inventar, ești o tânără speranță, dar dacă nu confirmi cu a doua carte, înseamnă că nici prima n-a fost cine știe prima ce. Prima a fost noroc, știi. Da, și am rezolvat foarte elegant această dilemă. Dacă cumva a doua mea carte nu va fi la fel de bună ca prima, am câștigat acest pariu, fiindcă făcând o carte de convorbiri cu Ileana Mălâncioiu, a doua carte nu putea să fie decât o carte interesantă, importantă, și nu pentru că o făcusem eu, ci pentru că era în chestiune Ileana Mălâncioiu. Și a și fost o carte foarte citită, foarte comentată, s-au scris multe cronici, s-au scris chiar și studii academice, pornind de la unele mărturii ale Ilenei Mălâncioiu din această carte, Recursul la memorie. Dar cum îi convingi, că ești printre puținii care reușesc să convingă nume mari, și Nicolae Manulescu și doamna Mălâncioiu, și mai sunt autori care îți răspund și poți reuși, și Octavian Paler a fost. Cum reușești să-i convingi? Ce le spui? Că de regulă mulți preferă să nu mai spună. Spun, am spus totul, gata. Nu le-am spus nimic deosebit și n-am făcut o pledoarie foarte lungă. Am venit cu propunerea și a fost acceptată imediat, fără niciun fel de amânare și fără niciun fel de reticențe. La Nicolae Manulescu a durat puțin mai mult, fiindcă era, atunci când mi-a venit ideea, era ambasador UNESCO la Paris și era mai greu de comunica cu el, dar odată ce a ajuns la el această propunere, a fost imediat de acord. Și la a doua carte pe care o realizez cu Nicolae Manulescu, cea din care apar fragmente în România Literară, Peștele pe uscat. Așa se va și numi, Peștele, da, pe uscat. Propunerea a venit de la Nicolae Manulescu către mine să facem această a doua carte și eu am acceptat. Ai fost de treabă. Da. Bun, e important și abia o așteptăm, mai ales că am citit așa număr, puține am pierdut din cele pe care le-ați publicat. Daniel, ce vrea? Are Ileana Mălâncioiu o poezie, Ursul se numește. S-a discutat despre ea, că ar fi fost controversată, că ar fi fost cenzurată, că n-ar fi fost cenzurată și ar fi trebuit cenzurată, tot felul de discuții. Ce ne poți spune?
Controversa ține de o anumită pudibonderie a literaturii române și din cauza faptului că se găsesc de multe ori simboluri și elemente din acestea ascunse într-un registru care este de fapt erotic. Ca și cum dragostea sau iubirea sau dragostea aceasta carnală ar trebui să mascheze anumite elemente simbolice. În dărâtul ei să găsim un scenariu, alt scenariu decât cel al dragostei propriu-zise. Ori, din punctul meu de vedere, această pasiune, această pasiune carnală, mai mult, sexualitatea umană, sexualitatea bărbatului, sexualitatea femeii, sexualitatea cuplului, sunt niște teme la fel ca oricare alte teme din literatură și ele trebuie abordate ca niște teme fără să căutăm în spatele lor cine știe ce simboluri încriptate în textul propriu-zis. Deci nu e o poezie politică, ursul rusesc? Nu, nici pomenală. Este o poezie de dragoste, o poezie erotică, care nu are nicio legătură cu ursul sovietic, ursul de la Răsărit. Dacă vreți, găsim cu ursul de la Răsărit, găsim în cartea lui Ion de Sârbu, care se intitulează chiar Dansul Ursului. Deci, dacă e să găsim urși simbolici, găsim în literatura română, dar nu și aici. Și profit de întrebare ca să spun că, să repet, că tema aceasta a sexualității este o temă importantă în literatură pentru că este o temă foarte strâns legată de viața omului, de experiența aproape oricărui ins. Cine n-a avut o experiență erotică, cine n-a avut o experiență sexuală, toată lumea a avut aproape și atunci despre aceste lucruri trebuie să vorbească scriitorul fără sentimentul că e vorba de o temă tabu care trebuie ocolită în literatură, așa cum trebuia să facem în timpul regimului comunist, în epoca cenzurii, când de pildă generația mea căuta în romanul lui Rebreanu, căuta în Răscoala scena celebră a violului Nadinei de către Petre Petre, pentru că noi începusem să nu mai găsim în cărți asemenea referințe erotice și sexuale pe nicăieri, fiindcă fuseseră croșetate, fuseseră cenzurate. Sau în filmele din anii 80, care se dădeau la televizor, când începeau un bărbat și o femeie să se sărute, se tăia scena care ar fi evoluat spre dormitor, se tăia scena și se trecea la scena următoare. În halul ăsta ajunsese cenzura în anii 80. Deci lucrurile acestea sunt foarte firești în viață și ele trebuie să sune firesc și netabuizate și în literatură. Scriitorul, dacă mi se permite să-i dau sugestii scriitorului, scriitorul trebuie să le abordeze cu același profesionalism, cu același calm și cu aceeași relaxare cu care abordează orice altă temă. Așa este. Dar apropo de tăiatul scenei și de cinematograful gol, de amintirile tale de când mergeai la cinematograf și el era plin, nu gol ca titlu, cum se numește cartea, vreau să te întreb, îți aduci aminte când se tăia o scenă, că ce fluiera lumea în sală? Ce bună dreptate. E, după 90, cum trecem noi dintr-o extremă în cealaltă, s-a trecut în extrema, s-a dat liber la sex și deja nu mai aveai săruturi, nu mai aveai strângeri de mână, nu mai aveai scrisori de dragoste, se trecea direct și nemijlocit la sex ca și cum numai asta ar fi pe și lume, dragoste. Da. Deci dacă înainte se cenzura orice referință sexuală, după, în filme de după 90, unele groaznice din acest punct de vedere, supraîncărcate de sexualitate, de patologie, de perversitate, și au fost niște filme la care eu m-am uitat cu foarte multă neplăcere, pe care le-am văzut, filme românești făcute după 90, care intrau în această categorie. Era un film, de pildă, îngrozitor, Dragoste și apă caldă.
dacă, da, am auzit de el, dacă îl căutăm pe YouTube și revedem fragmente din el, o să ne vine să vărsăm. De ce? Pentru că s-a trecut într-un registru fără niciun pic de cenzură, fără niciun pic de semnificație artistică, fără niciun element de sugestie, totul foarte grosier, totul foarte jos și totul fără perdea. În literatură și în film trebuie să avem și goliciune, dar trebuie să avem și perdea. Exact, și textul sau imaginea trebuie să sugereze, mai ales să fie nu atât explicit cât implicit. Și de aceea, apropo de scena violului din Răscoala, într-adevăr, este ceva erotic în acea scenă a violului, pentru că ea cumva, Nadina, până la urmă, ca și cum îl iartă pe Petre pentru violul ăla, știi? Și vrea să scape după aia dramatismul lui Rebreanu, că o aduce în situația să cadă victimă unui alt personaj care, de fapt, era foarte brutal și inuman. Foarte bun exemplu pe care ni l-ai dat și mulțumim. Dar ce voiam să mai spun legat de pornografia asta care a venit după 90? Știi că îți aduci aminte, am fost împreună la Alba Iulia la colocviile romanului din 2018 și Nicolae Manulescu chiar a dat un exemplu cu acea carte, Sunt o doamnă, ce și zice, ce să ajunge după 90, când începi un roman așa, Sunt o doamnă, ce așa. Că cei care ne privesc știu la ce mă refer, a fost unul din romanele care Ioana Bradea, da, Băgău. A vrut să șocheze. Da. Ceea ce pe eu aiureală, adică nu pot să, știu că, de exemplu, eu la Perechea Dragoste, Perechea Moarte, am lucrat extrem de mult, așa cum ai spus, la scenele de amor, pentru că ele erau importante în economia romanului, că voiam să transmit cititorului să înțeleagă ce cazne sufletești a întâmpina personajul până a ajuns la un echilibru în viață și totuși a pierdut ce a obținut în foarte scurt timp. Și atunci am lucrat zile și zile la o pagină de scenă erotică. Și subscriu, de asta mă bucur că... Da, deci în literatura aceasta tânără, acum vreo 15 ani, au apărut două romane, unul intitulat Băgău, de Ioana Bradea, cu începutul pe care l-ai menționat, și altul intitulat Pizdeț, de Vaculovski. Pizdeț fiind un fel de mecanism, de instrument ăsta cu care în Basarabia se produceau niște droguri consumabile. Deci nu avea nicio legătură cu organul anatomic la care ne ducem cu gândul. Numai că evident era folosit provocator în titlu și ca un cârlig de promovare. Și mi-amintesc o caricatură extraordinară a lui Ion Barbu, care arăta o doamnă la librărie, nu, un domn la o librărie care cerea librăresei, o întreba pe librăreasa, nu vă supărați, aveți Băgău? Și ea îi răspundea, nu, doar Pizdeț. Doamne, e genială, da, caricatură. Deci pune totul. L-am văzut, unul din titluri chiar ăsta, al doilea de care zici, este în continuare într-o anumită librărie pe rafturi. Probabil că lumea uneori se lasă agățată de... Așa, oricine poate să facă o chestie dacă... Dar te, nu știu, parcă te descalifici dacă doar asta contează și atrage. Un titlu nu știu de care. Plus că trebuie, dacă ai copii, trebuie să-l ascunzi după aia și pe nedreptate, că de fapt el înseamnă altceva. Daniel, o să citesc un fragment dintr-un interviu pe care l-a acordat Ileana Mălâncioiu Luciei Negoiță. Mi s-a părut interesant acest fragment. Nu am fost un copil dorit, spune Ileana Mălâncioiu. Încă de când s-a născut sora mea mai mare, părinții ar fi vrut să aibă un băiat. Atunci s-au consolat, dar când întâmplarea s-a repetat, li s-a părut o pedeapsă nemeritată. Și bunicii și-ar fi dorit în primul rând un nepot care să le poarte numele atunci când ei nu vor mai fi. Dar au privit venirea mea pe lume mai cu înțelepciune. La a treia fată au înțeles cu toții că asta e soarta și nu îi se pot împotrivi. Iar pe cea mai mică, pentru care am scris sora mea de dincolo, de la o vreme începuseră să o iubească,
de parcă aveau presimțirea că o vor pierde. Cu toate că și-ar fi dorit din tot sufletul să aibă măcar un băiat, părinții mei ar fi fost în stare să facă orice sacrificiu pentru cele patru fete care le-au fost date de Dumnezeu și am fost un copil fericit. O să te rog, dacă vrei să comentezi acest fragment, sub ce aspecte dorești tu, chiar și al evoluției poeziei Ilenei Mălăncioiu, dat fiind situația dramatică prin care a trecut. Da, deci vedem și aici că a fost o legătură puternică între Ilena Mălăncioiu și surorile ei și sora mai mică, care devine personaj literar, devine personaj în volumul din care am citat la întâlnirea precedentă despre Ilena Mălăncioiu, acele poeme extraordinare din Sora mea de dincolo. Sora mea de dincolo este chiar această soră mai mică care a murit de tânără și ne putem imagina, ne putem reprezenta cu ușurință această legătură familială puternică între surorile dintr-o familie țărănească și în același timp legăturile puternice dintre fete și părinților. O familie țărănească este o familie închegată, este o familie legată. Este o familie într-o comunitate mai închisă și mai structurată, reiau cuvântul structurată, o comunitate tradițională, chiar dacă a venit comunismul peste ea, în care într-un sat toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Tu a cui ești? Sau tu al cui da, ești? Sau ești anul Lelea, Saveta de peste deal? Sau tu ești alunea Ion, ești la Micu? Toți se cunosc cu toți, în timp ce într-un oraș mare, într-o metropolă, în București, de pildă, nu ne cunoaștem unii cu alții. Avem o condiție în aceasta de anonimat social și ne putem plimba pe stradă sau la metrou fără grija că va trebui să conversăm cu fiecare dintre cei de pe peron. Într-un sat nu se poate obține așa ceva. Cine vrea să se izoleze, cine vrea, e mai artist, e mai poet și vrea să se izoleze, să citească de pildă, este considerat ciudat de către ceilalți. Și este considerat cumva un marginal, un periferic, un caz de stranietate în această comunitate a satului, care trebuie să fie una foarte închegată. Și ajunge să fie izolat uneori în comunitate dacă nu se expune. Evident, trebuie să participe la viața comunității, trebuie să participe la viața satului. De aceea La Sfierbință este un serial foarte bine realizat, pentru că surprinde perfect această dimensiune comunitară a satului. Nu avem aproape niciodată un personaj care stă de unul singur și reflectează sau ține un monolog el cu el însuși. Totdeauna avem personaje care se întâlnesc unele cu celelalte, care împărtășesc informație, care se ceartă, care se pupă. Da. Deci avem această dimensiune comunitară păstrată a satului românesc și după atâția ani de comunism. Deci la Ilena Mălăncioiu aceste legături familiale sunt foarte puternice. Ne putem da deci seama cât de tragică a fost pierderea fetei celei mici, surorii celei mici, și cât de mare a fost pentru familie această tragedie de a o pierde pe fata cea mai mică. Dar iată că această tragedie a dus la crearea unui volum extraordinar de poezie, Sora mea de dincolo, de Ilena Mălăncioiu. Cred că este unic ca stil și nu cred că mai este altă literatura română de nivelul ăsta. Mai sunt două cărți foarte importante și m-am bucurat că ai fost de acord ca la emisiunile viitoare să vorbim nu numai despre autori români în integralitatea operei și biografiei lor, ci și să focalizăm pe anumite cărți importante. Vorbeam înainte de emisiune să vorbim data viitoare despre piesa Iona a lui Marin Sorescu. Da. Un text care este în manuale, după care s-au făcut multe spectacole, un text foarte puternic de literatură română. Deci mai există două cărți, eu mai știu de două cărți
în care se abordează această temă a morții de foarte aproape, un volum extraordinar al lui Marin Sorescu însuși, intitulat Puntea, ultimele, sunt poezii scrise chiar pe patul morții de Sorescu. Și mai este un volum extraordinar al lui regretatului Matei Călinescu despre băiatul lui care a murit, băiatul lui care era autist, numele lui era Matthew și cartea se intitulează Portretul lui M. Este scrisă de tatăl Matei Călinescu la scurt timp de la moartea fiului său. Este a-ți pierde fiul, a-ți pierde un copil. Este o tragedie îngrozitoare, așa cum va fi fost și pentru părinții Ilenei Mălăncioiu, pierderea fetei celei mici. Deci nu există ceva mai rău pe lume, ceva mai îngrozitor decât un părinte care își pierde un copil. Și iată cum, încă o dată, scriitorul important, scriitorul mare, privește în față aceste teme, abordează frontal aceste teme și uneori reușește să facă din ele o mare literatură. Adică să faci dintr-o tragedie personală sau familială, să faci o carte de mare literatură. Asta este o performanță absolut remarcabilă. A resemnificat și probabil și forța terapeutică a activității literare a ajutat cumva la trecerea peste durere, adică a trăit durerea, dar a fost cumva productivă și totodată terapeutică. Da, scris. Iar cititoarea sau cititorul când parcurge acea carte, acea carte de mare literatură îi va fi de mare ajutor când va înfrunta la rândul său, va înfrunta întâlnirea cu moartea sau când o va înfrunta, când o va înfrunta la unul dintre cei apropiați. Literatura are și această funcție de a nu de a compensa, nu de a pune pansamente, dar are puterea literatura mare de a aborda înaintea ta aceste teme tragice și de a-ți arăta cu mijloacele specifice literaturii despre ce e vorba acolo, ce se întâmplă acolo, care sunt limitele. Ce înseamnă depășirea limitei, ce înseamnă înfruntarea limitei, ce înseamnă moartea și ce înseamnă viața de după moarte. Deci literatura îți spune ce se întâmplă acolo înainte ca tu să trăiești asta. Da, așa este. Daniel, îți propun să citim câte o poezie din Ileana Mălăncioiu. Îți ofer te rog să alegi tu, fiindcă asta este miza unei antologii, oriunde deschizi cartea să poți să găsești un poem reprezentativ. Caut. Eu deci, spun să deschizi absolut la întâmplare și să citești o poezie care apare acolo și să vedem cum sună. Monumentul. Am deschis la pagina 163. Lectură la prima vedere. Construiam un imens monument funerar, cum nu mai fusese altul. Trebuia să se întindă cât tot ținutul și tot înaltul. Spre, apropo de rimă, spre care ridicam cu spaimă ochii din imensul convoi, unde eram piatra dintr-o parte în alta și înapoi. Construiam un imens monument funerar, era aproape gata cu tot confortul, mai trebuiau câteva lucruri neînsemnate, și fără îndoială mai trebuia mortul. Da, e forța poetică extraordinară și am văzut, are tema asta, morții e predominantă la Ileana Mălăncioiu, nu? În ce proporție? Da, aici cred că este și o aluzie la regimul Ceaușescu. Cred că este din faza de creație în care Ileana Mălăncioiu scrie o poezie tot mai implicată în social și în politic și în istoric. O să te rog să alegi și tu, da. Să deschizi la întâmplare o... Aia aveai un semn acolo. La mâna ta formată și ochiul tău format, deja ai deschis la un semn. Am trecut pe partea cealaltă. Negru vodă. Se subțiază oasele lui negru vodă în Argeș, la biserica domnească, îi se preface trupul mort în suflet și intră în noi să nu se risipească. Și sângele de suflet îngroșat, ca de pământ, începe să se facă
parcă ne cade carnea de pe noi și oasele din humă le îmbracă. Un negru vodă viu mi-apare în față, cu 10 meșteri după el trecând, mă uit la ei prin sticla prăfuită și îmi pipăi trupul cald și mă înspăimânt. Cu piatră și cu iarbă amestecată, mi se adună carnea în sfârșit, mă sprijin în pământul plin de meșteri și plec lăsând mormântul răscolit. Deci unde deschizi, dai peste o poezie puternică, o poezie memorabilă. Deci nu poezii scrise în, ca într-un regim de excepție, ca o zvâcnire sau ca o sclipire la un anumit moment dat a viziunii poetice, așa, ca dintr-un fel de noroc al viziunii. Așa cum se întâmplă la Nichita Stănescu de multe ori, fiindcă la Nichita Stănescu găsim și poezii excepționale, dar găsim lângă ele și poezii slabe, poezii care par parodice la Nichita Stănescu. La Ileana Mănuncioi nu se întâmplă asta. Deci toate, da, toate poeziile sale sunt în, pe, această, pe acest tipar incredibil al puterii de a exprima temele grave, de a exprima temele fundamentale sau, cum li s-a spus, blestematele chestiuni insolubile. Și anume moartea, despre care a observat că e o temă predilectă, suferința umană, generațiile, îmbătrânirea cu agonia unei boli, această percepție infantilă care apoi, percepția copilului va deveni la un moment dat o privire foarte înțeleaptă, ca să zic așa, o privire cunoscătoare, o privire știutoare asupra vieții pe care Ileana Mălăncioi o va avea după volumul Sora mea de dincolo. Da, crezi că a fost... A și scris și n-a publicat, are și literatură de sertar? Au fost poeme care au apărut de-abia după 90, fiindcă erau prea explicite, prea transparente, ca să zic așa, erau prea de tot, uh-huh, și cenzura nu putea să le îngăduie. O să mai citesc o poezie, dacă ești de acord, Coșmar, cu care începe acest volum, Urcarea muntelui, pe care el se numește, practic antologia a luat numele acestui, exact, volum. L-am luat de la un anticariat, că se și vede pe copertă că a avut o carte de tip 1 în vecinătate, că pare așa că s-a bronzat pe laturi, dar e ok. Urcarea, Coșmar. Întreg orașul era plin de morți. Ieșiseră pe strada principală, așa îmbrăcați în hainele de gală, pe care cât ești viu, nu le prea porți. Cât adevăr, deja din prima strofă, îmbrăcați în hainele de gală pe care cât ești viu nu le prea porți. Și ne uităm fiecare în dulap, vedem că avem o grămadă de haine bune pe care nu le mai purtăm. Treceau râzând și nu-i puteam opri, păreau că nu mai înțeleg deloc, că sunt prea mulți și nu mai este loc și pentru cei care mai suntem vii. Ne înfricoșa grozav fantasticul delir, dar stam și ne uitam uimiți ca la paradă, căci fiecare aveam pe cineva pe stradă și n-am fi vrut să fie închis în cinitir. Da, e rândul tău, Daniel, dacă vrei să mai citești o poezie. O să închei citind un fragment din Eugen Negriș de pe coperta acestei antologii, care a apărut la editura Corint, o colecție pe care am coordonat-o chiar eu. Și fragmentul acesta din Negriș mi-a plăcut foarte mult și atunci, îmi place și acum să-l citesc. Reactualizând vechile credințe ale lumii noastre țărănești, Ileana Mălăncioiu a izbutit să plăsmuiască un regat al umbrelor și al sufletelor neliniștite. Fiecare nou volum a fost încă un pas spre atingerea unei unice performanțe, crearea primei noastre mitologii a morții. Vezi cum rezumă tot ce am vorbit noi de două emisiuni. Pentru această extraordinară tentativă de retrăire a unor experiențe similare cu acele ale marilor asceți vizionari, Ileana Mălăncioiu se numără printre cei câțiva mari poeți pe care i-au ivit vremurile întunecate și tulburi ale evului mediu comunist. Da, ai dreptate și mulțumesc pentru
tot ce ne-ai oferit în aceste două emisiuni despre Ileana Mălăncioiu. Au fost adevărate lecții de literatură în sensul cel mai bun și sunt sigur că mulți dintre cei care ne-au urmărit emisiunea au și căutat să citească fie în volume, fie în anticariate, fie chiar pe internet, se găsesc multe poezii bune, adică poeziile Ilenei Mălăncioiu, dar într-un format foarte clar și neciuntite, cum se mai întâmplă pe alte site-uri sau cum au alți poeți. Și, dragă Daniel, mulțumesc pentru emisiunea asta și pentru emisiunile pe care le vom programa, cum este data viitoare propui să vorbim despre Marin Țorescu, despre Iona, și mulțumesc de asemenea și echipei tehnice, colegilor Mihai Nicolae și Cristian Petrescu. Rămâne să ne vedem la emisiunea viitoare. Încă o dată mulțumiri, Daniel, mulțumiri dumneavoastră, dragi prieteni, și un an 2021 cât mai bun. La revedere!